Institutul Oncologic din Cluj-Napoca a obținut finanțare pentru Centrul Național de Competență în domeniul cancerului și a format un consorțiu cu instituții de top, publice, private și academice din toate colțurile țării. Va coordona astfel 5 proiecte de cercetare cu aplicații concrete pentru bolnavi. Informare și profilaxie, diagnostic și tratament, paliație, toate se regăsesc în proiectele de cercetare. Cercetătorii și-au propus ca în cel mult 3 ani soluțiile lor să fie puse în practică. Vor să dezvolte și la noi, între altele, conceptul de tumor board molecular, adică echipe care să includă și un genetician pe lângă oncolog, chirurg și ceilalți specialiști care tratează cancerul. Un pacient în suferință să fie evaluat într-o comisie multidisciplinară, o standardizare a ceea ce ar trebui să însemne îngrijirea populației și a pacientului oncologic în acest secol. Comisia, care se poate întruni și online, va urma protocoalele internaționale bazate pe medicină personalizată și pe tehnici de inteligență artificială. Se va crea o platformă digitală în care va fi integrat dosarul electronic al pacientului, astfel încât să ai toate datele la îndemână. Va permite colaborarea între rețeaua europeană de boli oncologice cu pacienții din România, cu personalul medical. Proiectul va facilita aplicarea Planului Național Anticancer aprobat în Parlament. Normele aflate în lucru la Ministerul Sănătății trebuie să fie gata în iunie. În plan apare și decontarea testelor genetice. Testele genetice vor arăta medicului curant ce tratamente îi se potrivesc pacientului respectiv, fără a mai bâșbui cu chimioterapie, cu radioterapie. Este vorba deocamdată despre localizarea pentru cancerul de sân. Ne dorim, evident, să scădem mortalitatea prin cancer. E vorba și de o schimbare a modului de finanțare radicală, care înseamnă alocarea de resurse suplimentare. Aproape 55.000 de oameni au murit de cancer în România în 2020 și au fost aproape 100.000 de cazuri noi, după cum a calculat Centrul Comun de Cercetare pe baza tendințelor de incidență din anii anteriori. Se estima că aproximativ 260.000 dintre bolnavi supraviețuiseră la 5 ani de la diagnostic. Date exacte nu există în lipsa unui registru național. Prin proiect va fi creat un registru digital al pacienților cu date utile și pentru cercetare.